Salut! Astăzi o să fac o incintă pentru acest difuzor de la Kenwood, model W112S. Acesta suportă o putere de 200W RMS și un vârf de 800W, ideal pentru redarea frecvențelor joase. Difuzorul vine în pachet cu manualul de instrucțiuni și specificațiile tehnice. Se găsește și dimensiunile pentru diferite modele de incinte compatibile. Difuzorul are impedanță de 4 ohmi, membrana este destul de rigidă, ceea ce ajută la crearea presiunii, reducerea vibrațiilor și are și rezistență mecanică. Acesta vine cu o garnitură și niște șuruburi, din punctul meu de vedere subdimensionate și de o calitate destul de proastă. Eu am ales să pun șuruburi M6 cu cap imbus cu lungime de 40 mm, ce vor fi completate cu piulițe tip gheară. Incinta va fi construită din MDF de 18 mm, l-am debitat direct la dimensiunile corespunzătoare. Va fi o incintă închisă, dimensiunile incintei sunt luate din cele recomandate în fișa tehnică. Am ales și un filtru ce elimină frecvențe până la 80 Hz. Acesta frecvență fiind și cea mai joasă redată de difuzor. Încep construcția prin crearea găurii pentru difuzor. Mă voi ajuta și de fișa tehnică pentru a lua dimensiunea difuzorului și marchez ca atare pentru tăiere. Pentru acest lucru folosesc freza, deoarece are precizie bună și voi putea debita un cerc perfect rotund. Continui cu asamblarea celor patru părți laterale. În partea frontală am lăsat cam 2 cm în interior. Am trasat liniile de ghidaj și prin cele două plăci cu ajutorul acestor menghine în vinclu. Am marcat locul pentru cele 5 găuri plasate la distanțe egale și am găurit. Apoi am procedat la fel pentru toate celelalte părți. Pentru asamblare folosesc adeziv tip aracet, ce va ajuta atât la lipire cât și la etanșarea incintei. Strâng cu șuruburi, am ales M4,5 cu lungimea de 45 mm. Urmează montarea piulițelor gheară, am marcat cu ajutorul difuzorului locul unde urmează să fie șurub,
și am găurit pentru montare până la dimensiunea de 10 mm. Piulițele tip gheară se pot monta atât prin lovire directă, cât și prin pregăurire. Montez ultimele două plăci pentru a închide cutia, urmând aceiași pași. Pun și aici adesiv pentru lipire și etanșare și strâng șuruburile. Montez flanșa metalică pentru incintele cu medii și înalte. Am folosit freza pentru a încastra flanșa în lemn. Fac același lucru și pentru conectorul de intrare de semnal. După uscare șlefuiesc suprafața pentru a îndepărta impuritățile.
am ochetat incinta. Montez buretele în interior și poziționez filtrul. Leg, bineînțeles, și firele. A rămas în final doar să pun garnitura, să strâng șuruburile difuzorului și incinta este gata pentru utilizare. Pentru întrebări, secțiunea de comentarii este mai jos. Sper că a fost util acest video. Mersi de vizionare. Ne vedem la clipul următor.